Bă, o fie disontantă-lău câteodată, nu am cum să neg acest lucru, dar însă și sunt aproximativ mulțumit de el de faza asta cu optimizarea, pentru că, potrivit celor spuse de băiatul de la host și de ownerii celorlalte comunități, atunci când numărul de jucători corespunde cu load-ul procesorului, suntem pe drumul cel bun, adică e bine, ok? Având în vedere că sunt 427 de jucători, procesorul la momentul de față e undeva la 40%, 45%, ceea ce e bine. Asta înseamnă că Anca am rezolvat în mare, dar eu le-am spus salute. Monstrul s-a luat imediat, oh shit, da, am băgat în stoc vehicule băieții, dacă vreți să vă cumpărați, uite, VIP cars aici, aveți aici vehicule, am băgat și Sultan Premium, mamă, out of stock. Bun, da, ce voiam să vă zic este că probabil, foarte probabil, weekendul ăsta o să facem un live stream și dacă o să ne strângem 1000 dintr-o 1000, o să dau un bonus mare rău de tot. I-am zis lui Edison că dacă serverul ține 1000 dintr-o 1000 și nu e lag, i-am promis o primă de 100 de euro, în afară de salariul pe care îl ia el, salariul de scriptor. O să-i dau 100 de euro doar așa că în sfârșit a rezolvat. Dacă și cu parc, acum Doamne ajută să vedem dacă totul e bine. Avem și un modpack făcut de Alberto, e modpack Bihu, e făcut de o grămadă de timp. Hai să dau și un page size 10 că deja mă enervează. De ce pică serverul? Nu mai pică. Am uitat să vă zic o chestie foarte importantă. Hai să-mi aduc eu un bolid la mine, mi-l aduc pe ăsta. Îi dau un spawn vehicle slash v. Mamă, stai că mă enervează asta cu red. Cum era? Era în tog, nu? Nu, în hood era, slash hood, damage alert. Ia uite, damage alert. Da, uite, damage alert e cu red acum. Hai să ne punem cu green. Dă-mi un pumn. Hai să vedem cum se vede acum. Și până atunci o să ne deschidem. O să ne aducem și noi Inferno Sub. Uite, vedeți cum se vede? Se vede puțin cam prea tare pentru că mi-a dus și mie Inferno Sub, gen. A, vehiculul tău este ocupat, bă! Nu e bine, nu e bine, ce vâră duc, hai să mi-l dau cu ghet așa pentru că aparent e cineva în el. Ce faci, tată, de ce stai la mine în bolid? A? Ce cauți tu un BMW-ul meu i8? Hai să-l și încuiem, să nu ne-l ciordească băieții. Ia uite ce bine au, 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 se face de me. Hai să ne dăm noi slash rainbow, să ne punem rainbow cu albastru, doar cu albastru. Mamă, ce bine se vede cu modurile astea și cu Rainbow, cu albastru, cu BMW 8. Sus, băieții! Am băgat casele și bizurile ce trebuiau scoase la licitații la Get Gift. Adică dacă ați avut bulanul necesar și ați dat Get Gift și ați luat deja o casă sau un biz, nu pot să zic decât felicitări. Suiți, bă! Și ce voiam eu să vă anunț pe voi e faptul că destul de curând, asta doar dacă sunteți voi de acord, o să deschidem SF-ul. Bine, când mă asigur eu, adică săptămâna asta mă asigur că totul e în regulă cu optimizarea și lucrurile de genul ăsta, chiar dacă procesorul e bine acum, tot i-am zis lui Edison să mai facă ceva, să fie mai mult decât bine, pentru că o luăm așa, ca precauție, să fim precauți, zic că e mai bine. Și da, când mă asigur 100% că serverul e chiar bine din punct de vedere al optimizării, o să deschidem și San Fierro. Sper că vă convine acest lucru, pentru că mie îmi convine, pentru că voi intrați în facțiuni. Și în afară de facțiuni, lider noi, case noi, băgăm case la Get Gift. Ce face? Ce? Ce faci? Am văzut și eu că am verificat, stai mă, tu ești separat poate de asta. Tu-ți vii șerica, măti, băgat ai pula în gâtă, e curvară, dracu-i, drac mici ești. Stai mă, tu ești separat față de ticul și de procesor. Putu-s nația Dumnezeului, măti! 10 bătute zaiul 3. Nu, băieți, că deja credeți-mă pe cuvânt că cedeți psihic, nu mai pot. Se putea, mă, băieți. Bă, se putea, l-am lăudat, mergea bine, nu știu ce crescuse jucătorii, bla bla. După, ia serverul timeout. L-am sunat acum pe Edison și mi-a zis că nu are nicio legătură timeout-ul cu procesorul, deci trebuie făcute două chestii separat. Bă, deci eu vă jur, vă zic foarte sincer, jocul ăsta din 2004 deja mă termină psihic. Deci deja nu mai înțeleg ce vrea de la viața mea jocul ăsta, că deja îmi dă la bostan de măiat naiba. O să las videoclipul ăsta așa, o să fie un videoclip scurt, îmi asum, probabil o să fie șters în 24 de ore, nu este deloc clickbait, dar ce vă rog eu pe voi este să apăsați butonul doar de dislike într-un număr cât mai mare, deci efectiv vreau doar dislike-uri, ca să mă motivez atât pe mine cât și pe Edison să rezolvăm dracu mai repede și treaba asta cu timeout, că ați văzut că cu lagul și cu procesorul și cu lucruri de genul ăsta am rezolvat. Dar cu timeout-ul văd că nu rezolvăm, adică
rezolvăm una, apare alta, o rezolvăm și pe cealaltă, mai apare încă una și tot așa până toamne. Bun, gata, atât cu acest videoclip. Voiam să vă zic câteva chestii, voiam să vă zic treaba cu GetGift-ul, voiam să mai fac încă câteva lucruri, dar văd că nu prea ne permite serverul. Îmi place că eu sunt la login, pin, dar merge și fără. Ia, dacă dau cu fly-ul merge? A, nu, nu merg cu comenzile, merge doar să scriu pe chat, dar comenzile nu merg pentru că nu suntem la, nu ne-am băgat pinul. Dar în schimb văd că ne putem plimba așa liber pe stradă, fără niciun stres. Deci, încă o dată vă reamintesc că apăsați butonul de dislike într-un număr cât mai mare. Nu scrieți în comentarii că, bă, frate, sunt abonat, ce? Am și desing, nu văd pe nimeni. Nu scrieți în comentarii că, bă, Radu, sunt abonat, frate, și nu poți să apăs butonul de dislike. Bă, crede-mă, apăs acolo butonul de dislike pentru că mă motivează mai mult pe mine să muncesc mai mult, să fiu mai atent. Atât o nuțeapă, VBMD. Ah, hai că trebuie să mă duc să rezolv separul. Gata, vă pupii, salut, ne asumăm, rezolvăm și cred că tot o să fie bine curând. Măcar v-am arătat că pe jumătate am rezolvat. Măcar suntem pe drumul cel bun. Vă salut!